Salut, oameni, aici mai face eu sunt Trix și bine m-am găsit la un episod din... era zic Batman, dar nu. Din Counter Strike Global Offensive sau pentru alții, CSGO. Ei bine, episodul trecut n-am câștigat. Pentru că... Counter-Terroriștii mai erau 3, nu mai eram mulți șați. Ah, iubesc asta, îmi place mult asta. Da, și tot ei au câștigat, din păcate. Nu pot să cred! Ai, mă. Cum n-am câștigat noi? E, na, asta este... N-am ce să fac. Hai să vedem acum dacă o să câștigăm meciul ăsta de acum. Sperăm că o să-l câștigăm, bă. Hai, dă-i continuă, dă-i go și dă-i aici. Să jucăm cu butul, oh my fucking god. Uite, 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 butul, vedeți? Wow, mi-a furat ăla kill. Wow, m-am băgat exact în fața puștii lui. Wow, mă simt fascinant. Fascinant, wow, deci... Deci... Da, deci fac eu ca un porc la tăieri și îmi rămân fără glanțe. Unu. S-a dus. Nu, era să se ducă. Uite, bă, că un handicapat e pe aici, bă, uitați-vă, bine, bă! Am zis eu. Hai că mă duc partea asta, a? Uite-l, bă, handicapatule, bă! Ești handicapatul, bă? Uite, de ce ne jucăm noi cu buții, bă? De ce nu joacă multă lume aici, bă? Fuck, 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 uite, but norm. Deci... De ce jucăm cu buți? De ce sunt buți? Vă rog, îmi spune și mie cineva. Uite, ăsta e tot. Ăsta! N-are... Deci n-avea cum să mă dezamăgească arma mea. Deci... Bizonul... N-are cum să mă dezamăgească niciodată nici... Asta, deci dacă asta mă dezamăgește, acum nu mai folosesc în viața mea. Bine, doar la nevoie. Dar sper să nu mă dezamăgească. Stau foarte bine aici. Fuck, fuck, fuck! Oh my fucking god! Cu? Bă, cum naiba? Bă, hello, cum s-a putut întâmpla? Oh, fuck! Eu stăteam și mă uitam la ei cum mă împușcă, uai! Bă, du-te pe partea aia, bă, pe sus, sau? Unde s-a dus aia? Hello, oamenii. Mai sunt oameni normali pe aici, vă rog. Și când zic oameni, normal mă refer la aia care nu sunt buți, bă, deci vă rog. Ți-am văzut umbra, fraiere! Mă bucur la jocul ăsta care e umbră. Așa, mă. Oh, cum m-a luat ăla pe la asta, oh, god. Hai, mă, să câștigăm meciul ăsta, mă, trebuie să-l câștigăm, bă. N-am luat pe la spate ca handicapot. Hai, de capul meu. Cine-i pe primul loc aici la noi? Sting ăla. Uai, deci de ce trebuie să aibă el acasă? Ce are el? Că n-am văzut. N-am văzut. Un A... Un... Un 45. Un sfârșit! Am scăpat și eu de shotgun. În sfârșit. Categoria shotgun. Gata. Chiar trebuie să-mi schimb neapărat ținta, bă. Mort. Ăsta tot nu m-a văzut. Ăsta e handicapat. Am AK-ul, deci acum care spune cu mine... O să o merlească. Ah, morții mătii, de ce nu mă... Wow. Ați văzut? Dacă nu mai am AK-ul, ați văzut cum am pierdut dacă n-am avut AK-ul. O, ce frumos am luat pe la. Ok, voi ziceți că-s praf și așa, dar nu sunt. Adică n-am joc cu buții, știu. Știu că voi ziceți că sunt praf. Știu că spuneți că sunt praf pentru joc cu buții, dar nu este vina mea că numai buții intră pe aici. Deci, am zis, nu este vina mea, nu eu aleg cine să intri. Am ajuns la sniper. La sniper nu-s prea bun, nici nu știu cum am putut să-l nimeresc pe asta, da. Tati, mă, handicapatule, din fața mea, bă, tu ești handicapat. Atât, mă. Wow, cum m-a zburat ăla. Cine m-a luat? Wow, wow. Uite, noi avem numai puțin echipă, frate. Avem numai puțin echipă și tot noi câștigăm, bă, uite, ăsta, Sting, mai are leac și ajunge la lamă, bă. Mulțumesc,
Și eu mai am un pic și ajung la lamă, dacă îi dau un cap, așa, mulțumesc. Mulțumesc. Hai, ăla, nu a ajuns încă la lamă. Dar mai are un pic și ajungi și ăla la lamă, deci ai un mare pericol, domnule, pentru că stai acolo, pentru că eu pot să-ți dau oricând cap, dar nu pot să fac asta. Pentru că tu mergi în zigzag ca o broască handicapată, biață, ce ești. Uite asta, îți duci cu lamă, bă, tu ești la care ești jos la lamă, what? Fuck. Deci eu mai am de dată că 5 kg ca să ajung și la lamă și să fiu câștigătorul meciului. Da, bă, deci ați văzut, că eu aveam ținta pe cabă. Ăți sunt pe locul 2. Primul e Sting ăsta, Sting Os. Bun, am ajuns pe locul 2. Deci, lumea, aici termin și acest episod victorios. Eu am fost Rex. Până data viitoare, uitați-vă, abonați, dați like și un coment dacă v-a plăcut. Până data viitoare, bye bye.